19 bătrân? Da, este de aici, din sat. Și veneam fiecare duminică la biserică, la fiecare sărbătoare. Și astăzi venea, era și ziua lui. Trecând, părintele îi spunea la mulți ani și a trecut, s-a uitat în partea aia, dar în partea cealaltă nu s-a uitat. Și l-a luat de plină, a venit cu viteză înspre chisară. Zi neagră pentru Nicolae Cioroiu, de 86 de ani, din Bălanu. Nimic nu avea să prevestească nenorocirea care urma să se întâmple chiar de ziua sa onomastică. S-a trezit dis de dimineață să meargă la biserică. Chiar în timp ce traversa prin apropierea trecerii de pietoni, un șofer prea grăbit la volanul unei mașini cu număr de București l-a lovit în plin pe bărbat. Șoferul venea de la Oncești către Bălanu. Rănile suferite de bătrân au fost serioase pe parbrizul spart al mașinii, găsindu-se păr smuls de pe scalp, iar în cioburile farului bucăți din haina omului. Am fost anunțată de către dascăl de la biserică că l-a lovit pe trecerea de pietoni. După cum se vede, nu era pe trecere. Ideea e că a avut viteză și l-a aruncat de pe trecere, se văd urmele, până aici unde e sânge. Are o rană urâtă la cap, e rupt hainele pe el, ce să vă zic, nu știu nimic. Ce vârstă are? 86 de ani. Sunteți rudă? Cu nepoata lui. Martorii accidentului spun că șoferul avea viteză, în timp ce șoferul la rândul susține cu totul altceva. Se afla pe trecerea de pietoni. Era chiar lângă trecerea de pietoni și șoferul a venit cu viteză dinspre Ghizdaru și l-a luat în plin. L-a aruncat în aer. Spune ca lumea, uitați la... Haideți, domne, că ați avut... Uitați unde se vede ăștia, biscuiții ăștia. Prima acolo a fost. Acolo, la... Nu l-ați văzut? Păi l-am văzut, dar târziu. Aveți viteză? Am avut pe de-acolo. N-am avut, cât să fie? 40-50, nu știu cât a fost. 40-50, ați derapat? Da. Sau ce s-a întâmplat? N-am derapat, dar omul a trecut din coace că l-a chemat alți cetățeni ca să ducă la biserică, nu știu. Și nu s-a asigurat și a trecut din coace. Credeți că puteați să evitați? Păi, nu se poate să evit dacă omul s-a trecut repede. Repede. Repede în vârstă, la 8 ceva, dar nu poate să meargă repede. Păi nu poate, domne, dar de ce a trecut pe acolo? Ajuns la spital, bătrânului s-au făcut investigații de urgență. Primele rezultate au arătat că bărbatul are fractură de peroneu și un traumatism craniocerebral. Medicii au afirmat că leziunile sunt serioase, însă rezultatul final va fi dat doar de computerul tomograf. Îl cunoști pe bătrân? Da, este de aici, din sat. Și veneam fiecare duminică la biserică, la fiecare sărbătoare. Și astăzi venea, era și ziua lui. Trecând, părintele îi spunea la mulți ani și a trecut, s-a uitat în partea aia, dar în partea cealaltă nu s-a uitat. Și l-a luat de plină, a venit cu viteză înspre chisară.